Reabilitarea infrastructurii rutiere este un pas important pentru un oraș modern. În acest moment, în Orșova, la inițiativa primarului Marius Stoica, în colaborare cu președintele Consiliului Județean Mehedin Țeladin Georgescu, se realizează lucrări de asfaltare pe aproape toate străzile din municipiu. Infrastructura rutieră în Orșova era grav afectată, iar condițiile de trafic erau dezastruoase. În acest moment, primarul Marius Stoica depune toate eforturile pentru ca cetățenii din municipiu să se bucure de un nivel ridicat de trai. Fondurile pentru acest proiect au fost oferite pe timpul guvernării PSD prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2, datorită și sprijinului oferit de președintele Consiliului Județean Mehedinți Aladin Georgescu, dar și a deputatului PSD Mehedinți Alin Chirilă, care în acea perioadă era secretar de stat în Ministerul Dezvoltării și a depus eforturi uriașe pentru a atrage cât mai multe investiții în județul nostru. Este un proiect foarte, foarte amplu, care a primit o finanțare în anul 2017, când la conducerea acestei țări se afla un guvern mult mai performant decât acesta, se afla la guvernare PSD-ul. La momentul acesta implementez un proiect care are o valoare aproximativă de 8.500.000 de euro și cam în proporție de 80% l-am finalizat. Mai am câteva străzi de asfaltat. La momentul acesta ne aflăm pe o lucrare de asfaltare pe strada care duce spre mănăstire, strada Panfil Ceicaru. Suntem în proporție de 25% asfaltată. Zilele ce urmează o să tragem tare, posibil să o asfaltăm în întregime. Tot pe această stradă, dacă observați, am făcut și rigole noi. Am schimbat întreaga rețea de apă, undeva la 18 km de conductă. S-au schimbat rețeaua veche de mai bine de 50 de ani. Cetățenii acestei zone sunt încântați de faptul că se modernizează infrastructura rutieră în Orșova. Aceștia spun că era absolut necesar, întrucât gropile erau la ordinea zilei, iar condițiile de trafic erau deplorabile. Noi zicem, Doamne ajută, pentru că sunt prea mulți ani de când străzile n-au fost reparate. Și un lucru foarte bun pentru noi, suntem foarte mulțumiți. N-am avut niciodată atâta frumusețe în oraș, lumină, stradă, apă, canal. La mine, în fața casei, au mers 10 ani de zile țevile sparte. În sfârșit le-au reparat. Doamne ajută, mulțumim, Dumnezeu ascultă. Lucru foarte frumos. Față de cum a fost orașul, da. Chiar era pe ce. A fost numai gropi. S-a schimbat și canalizările, țevile de apă. De 50 de ani nu s-a făcut nimic. E foarte bine. Consider că și primăria face ceva. Consider că e o inițiativă foarte bună. Nu știu dacă chiar toate străzile sunt, dar pe strada care stau eu e foarte frumoasă. S-a asfaltat, e frumoasă, este super. În timpul guvernării Partidului Social Democrat, Aladin Georgescu, președintele Consiliului Județean Mehedinți și al PSD Mehedinți, a reușit să aducă investiții importante în toate localitățile județului nostru. În ultimii ani, Mehedințiul a fost un șantier în lucru. Cu ajutorul programelor naționale de dezvoltare locală, dar și a fondurilor europene, iar viața mehedințenilor s-a îmbunătățit considerabil. Primarii recunosc suportul oferit de șeful Consiliului Județean. Continuăm proiectele pentru Orșova, dezvoltăm Orșova așa cum am promis că o facem în anii precedenți. Mulțumesc celor care la momentul acela au avut încredere în mine și m-au sprijinit pentru ca eu să obțin acest proiect important pentru Orșova. Un rol important l-a avut președintele Consiliului Județean, domnul Aladin Georgescu. De asemenea, actualul deputat PSD Mehedinți, Alin Chirilă, și-a pus amprenta și a contribuit la îmbunătățirea nivelului de trai al mehedințenilor, atunci când a ocupat funcția de secretar de stat în Ministerul Dezvoltării, obținând sume importante de bani pentru administrațiile publice locale din județul nostru. Să nu uit și ajutorul dat de prietenul meu, domnul deputat Alin Chirilă, care la vremea aceea era secretar de stat la Ministerul Dezvoltării. Mulțumesc pentru sprijinul lor. Modernizarea infrastructurii rutiere este un pas important pentru un oraș european. Municipiul Orșova este un șantier în lucru și asta datorită bunei colaborări dintre președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, și a primarului Marius Stoica, totul în folosul locuitorilor din această zonă.